Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre o afecțiune a societății moderne, afecțiune care reușește să ne aducă la epuizare. Este vorba despre sindromul burnout sau sindromul de epuizare. În ce condiții apare acest sindrom, cât de frecvent este, dar și cum îl putem depăși, aflăm de la invitata mea, doamna doctor Roxana Mischianu, medic primar psihiatru. Bună ziua, doamna doctor! Mă bucur că ne sunteți alături. Bună ziua, bine v-am regăsit! Doamna doctor, ce este sindromul burnout? Și cât de frecvent este acest sindrom? Sindromul de epuizare este, de fapt, o stare mai mult psihologică. Nu este o boală, el nu se tratează din nefericire, dar finalul este destul de dramatic. Din punct de vedere psihologic, reprezintă o epuizare fizică, psihică și emoțională. Deci persoana respectivă practic este desființată, cum ați și spus, este scosă din mediul social, profesional și familiar. Deci este destul de periculos acest sindrom. Este foarte exact. Din păcate, trăind într-o societate unde lozinca este get rich or die trying. Da. Get rich or die trying. Înseamnă devină bogat sau mori. Da. Încercând să ajungi bogat. Deci am ajuns și noi într-o societate foarte competitivă în care această acțiune de a strânge și a acumula foarte mulți bani ajunge să ne domine. Acum nu ne mai gândim la ceea ce ne face personale, plăcere, da, să facem, exact, în goana aceasta după bani. Acest sindrom de burnout a fost creionat de doi psihologi care i-au și stabilit o traiectorie, au stabilit că se ajunge în acest stadiu de burnout după parcurs vreo 12 trepte, adică a 12-a treaptă este acest sindrom de burnout. Deci dacă ești cumva pe la treapta 4-5, mai ai speranțe să... Da, mai ai speranțe să te mai întorci, da. Există... Dacă iei măsuri, trebuie luate niște măsuri foarte drastice. Ce vreau să vă spun așa ca o anecdotă, da. De mult s-a tot încercat să se creioneze acest aspect al reacției persoanelor din punct de vedere psihiatric și a apărut la un moment dat, înainte de 90, noțiunea de neurastenie și care era oarecum asimilată tot unui sindrom de epuizare. Însă, la vremea respectivă, cumva politica era ca să nu discutăm despre această problemă, pentru că toate condițiile care erau oferite societății la vremea aceea erau considerate ca fiind benefice și că nu au repercursiuni asupra oamenilor în așa fel încât să-i aducă la epuizare și noi eram foarte revoltați, mă rog, eram și mai tineri și tineri întotdeauna sunt revoltați asupra acestei situații, dar acum gândind retrospectiv, chiar situația noastră a devenit din ce în ce mai lipsită de satisfacții din acestea pentru noi personal, pentru nevoile personale și mai mult este înclinată către satisfacția aceasta a câștigului material. M-ați întrebat cât este de răspândită. Este răspândită foarte mult în mediul celor care lucrează cu alți oameni. De exemplu, în mediul medical, în cei care lucrează în sănătate, nu numai medici, ci și asistente, infirmiere și așa mai departe. Și statisticile arată că această epuizare poate scădea, să zic, speranța de viață
în proporție de 70%, făcându-se o comparație cu obezitatea, care poate scădea speranța de viață cu 30%. Deci e o afecțiune sau afectare a sistemului nervos destul de importantă și oamenii cred că ar trebui să fie mult mai atenți la unele aspecte ale vieții lor. Da, ne-a spus doamna doctor că există 11 trepte sau 12 trepte. Exact. Dar cum îți dai seama pe ce treaptă te afli? Este vreun test pe care îl putem face să ne dăm răspunsul singuri sau pentru acest test trebuie să ajungem la medicul specialist? Sau la un psiholog, nu neapărat la medic, dar trebuie ajuns la o persoană care lucrează în domeniu, pentru că este foarte important să produci modificări. Aceste 11 trepte, eu pot să le enumer repede și atunci fiecare se poate identifica într-una sau în alta. Deci se începe de la treapta 1, cea mai ușoară, în care se încadrează aici dorința nemăsurată de a-ți arăta capacitatea de a rezolva probleme. Aici se încadrează, să zic eu, persoanele ambițioase. Da. Și persoanele acestea care au în minte programul ăsta de salvare. Da. De salvatori. Ei se implică în a îngriji oameni. Treapta a doua, munca se intensifică pentru că pe măsură ce înaintezi vrei să dovedești și mai mult, și mai mult, și mai mult, munca se intensifică, cumva trece pe primul plan, îți ocupă din ce în ce mai mult din timpul. Dar încă ești bine. Dar încă ești bine. Treapta a doua. Și pe treapta a treia, doamna doctor? Dar ce apare? Atenție, aici apare inabilitatea de a te opri din muncă. Deci îți dai seama că... Asta la treapta a treia? La treapta a doua. A doua. Da. Deci începi să muncești din ce în ce mai mult. Din ce motiv? Din acest motiv. Că nu ești în stare să te mai oprești din această muncă. Treapta a treia este neglijarea nevoilor personale. Adică, sigur că la atâta muncă, exact, și atunci nu mai mănânci regulat, nu te mai plimbi, nu te mai întâlnești cu prietenii să-ți împărtășești diversele plăceri pe care le ai. Somnul devine iarăși pe planul al doilea sau al treilea și așa mai departe. Și toate lucrurile astea, în timp, eu vreau să precizez că aceste trepte nu au o durată anume, o zi, două, trei, șapte. Nu. Deci ele se întind în timp în funcție de cât pe de mare efort sau chiar ani. Sau chiar. Depinde fiecare ce rezistență are la acest stres. Este vorba despre un stres cronic, până la urmă vorbim aici. Dar sunt mai afectate de către acest sindrom, nu știu, o anumită categorie de persoane? Mă gândesc, nu știu, la actori, la medici, că au foarte mult de muncă. La actori, nu știu, că ei sunt mai veselesc acolo. Medicii, da. Deci este o categorie care și dintre medicii, chirurgii sunt cei foarte afectați, pentru că cumva această dorință de a face bine este impusă și de meserie. Ei stau cu telefonul deschis și noaptea, dacă se întâmplă ceva, există incidente în timpul operațiilor, deci vă dați seama că ei tot timpul sunt în priză și au întotdeauna dreptate în a pune munca pe primul plan. Persoanele casnice fac și ele parte din categoria de risc? O să putem să discutăm acest lucru, pentru că, într-adevăr, eu ce spun acum este vorba despre locul de muncă, burnout-ul la locul de muncă. Dar există și burnout în afara muncii acestea organizate, și anume în îngrijirea persoanelor cu boli cronice, în care acolo apare tendința asta a persoanelor acestea care vor să dea cu tot din adinsul ajutor și se implică foarte mult emoțional și la un moment dat ajung să se
Deci da, se poate și la persoanele casnice, dar cu condiția ca să aibă o presiune emoțională foarte mare. Și stadiul 4 este deplasarea cauzelor stării în care ai ajuns pe cei din jur, deci nu mai îți asumi ceea ce faci. Stadiul al cincilea, încep să pui pe primul loc munca și celelalte nevoi sunt lansate pe ultimul loc. Este mai important ceea ce faci acolo sau ceea ce se întâmplă. Aici am spus foarte... Am dat exemplu acesta cu medicii, mai ales chirurgii, care, într-adevăr, na, și logic, o persoană care este între viață și moarte e mai exact. Importantă este decât normal să mă distrez pe acea persoană. Apoi apare neglijarea problemelor urgente. Orice problemă se ivește în afara muncii este dată la o parte, avem tendința de a evada. De aici este mai grav ceea ce se întâmplă. Și atunci persoana respectivă în acest stadiu devine mai cinic, devine foarte irascibil, agresiv câteodată, ca să și înlăture celelalte probleme, să nu le mai poate asimila, și își acuză colaboratorii sau colegii că sunt leneși, că nu se implică suficient și așa mai departe. Apoi apare retragerea, pentru că pe măsură ce treci din aceste trepte, apare și oboseala, epuizarea. Da? Și la un moment dat, deci primul stadiu este ăsta în care apare această intoleranță a ceea ce se întâmplă în jurul lor, în jurul tău, și ajungi în stadiul al șaptelea în care ai tendința să te izolezi și să nu mai comunici cu nimeni. Și prietenii și familia sunt repeziți sau, mă rog, încerci diverse forme de evadare din această situație. În aceste stadii apare, ca să corectezi din această stare emoțională, nu, care este încă o dată irascibilitatea, apar și comportamente din acestea, fie de compensatorii. Să mănânci excesiv, să fumezi excesiv, să bei, să consumi de băuturi alcoolice sau chiar de droguri. Da? Care ele mai au menirea să mai modifice puțin din chimia aceasta creierului. Stadiul 9 este depersonalizare, adică sentimentul că dintr-o dată începe, astea sunt primele semne, să zic, de oboseală, că ceea ce faci nu mai are nicio valoare. Pornești cu ambiții. Pornești cu ambiții și ajungi la un punct la în care îți dai seama că degeaba ai muncit. Exact. Stadiul 10? Stadiul 10 este stadiul de gol interior, în care te simți așa devalizat, nu mai ai chef de nimic, nu-ți mai place nimic, nu mai ești motivat. Și în sfârșitul, ultimul stadiu, stadiul al 11-lea este depresia, în care nu mai ai motivație, ești demotivat și nu mai ai chef să faci absolut nimic, devii ca o moluscă. De-a lungul carierei mele am întâlnit cazuri de genul acesta și vreau să vă spun că recuperarea este extraordinar de grea și îndelungată. Și ca urmare, sfatul și al meu și al specialiștilor este să încercăm să identificăm cam pe ce treaptă suntem, pentru că încă de la treapta 5-a te mai poți recupera. Dar odată ce ai alunecat înspre depresie, este o depresie de lungă durată și foarte dramatică. Omul trăiește, adică invalidantă se cheamă. Te scoate din mediul ăsta profesional, din mediul familiar. Deci dacă ești pe treapta 10-a sau a 11-a, e posibil nici să nu mai mergi la serviciu? Sigur, să nu te mai intereseze sigur. Și atunci nimic. Apare nevoia de a se adresa medicului. Medicului, dar în fine, e dar tardiv. Cum îți dai seama, doamna doctor, dacă suferi de acest sindrom burnout sau dacă este vorba despre stres sau o pasă proastă din viața ta?
Păi, aici răspunsul e unul singur. Depinde de durata simptomatologiei. Cu cât simptomatologia aceasta este mai de mai scurtă durată, cu atâta e o perioadă tranzitorie în viața ta. Cu cât este de mai lungă durată, se pune problema de burnout spre alunecare. Și eu am pentru telespectatori un ghid foarte... Am, în care să-și răspundă singuri în ce stadiu sunt de burnout, și anume să-și pună niște întrebări. Ai devenit cinic sau critic la locul de muncă? Tragi de tine ca să mergi la muncă? E o întrebare foarte importantă. Ai devenit iritat sau nerăbdător cu cei din jur? Nu mai ai răbdare. Mulți când vin la mine îmi povestesc treaba asta, că nu au răbdare cu cei din jurul lor. Îți lipsește energia de a fi productiv. Îți este greu să te concentrezi, pentru că încep să apară și tulbură de concentrare și chiar de memorare, da? Nu te mai bucură ceea ce realizările pe care le ai la locul de muncă. Până aici stau bine, doamna doctor. Da? Folosești mâncatul, alcoolul sau drogurile pentru a te simți mai bine? Deci, atenție, e o întrebare destul de importantă. Ți s-a schimbat patternul somnului? Adică au apărut insomnii sau un somn agitat sau o inversare a somnului? Ai început să suferi de cefalee, probleme digestive sau de alte perturbări fizice sau fiziologice? Da. Următoarea și cam asta. Și atunci cam astea sunt întrebările și aici te poți... Colegii mei mi-au zis din regie că stau bine și... Da? Bine, așa în public, toată lumea stă bine. Dar în momentul în care... Sau dacă nu, vă facem o vizită separat. Da, să îmi spuneți între patru pereți, altfel decurge un discurs din acesta. Cert este că din ce în ce mai multă lume a început, chiar și adresabilitatea pe această temă, la mine la cabinet, s-a mărit foarte mult în ultimii ani. Ceea ce e un lucru destul de îngrijorător, pentru că metodele de a ieși din această situație și a nu ajunge la acea epuizare totală sunt destul de simple, dar pe de altă parte omul nu are disponibilitate foarte mare ca să le producă. Deci trebuie produse schimbări mentale în ceea ce privește abordarea muncii și schimbări ale stilului de viață. De la treapta 5, să spunem, a 5-a încolo, afectează și viața de cuplu? Păi sigur că dacă încep să strigi pe acolo prin casă și să nu mai îți convină nimica, orice schimbare de comportament la un om care este într-un cuplu produce și o îngrijorare sau o panică la partener. Partenerul intră în panică că nu-l mai recunoaște și atunci apar conflicte, apar situații conflictuale între ei. Și ca urmare, însă foarte puțină lume este conștientă sau este educată, zic eu. Eu cred că încă noi nu suntem foarte bine educați pe această problemă ca să se recunoască, să-și asume că ea este de vină. Că v-am zis că există stadiul acela în care dai vina pe ceilalți, că ceilalți sunt de vină, tu n-ai nicio vină. Nu? Ceilalți te provoacă, îți fac tot felul de chestii, sunt împotriva ta, nu te susțin, în fine. Deci argumente există nenumărate ca să ți susții această stare de irascibilitate. Dar pe de altă parte, irascibilitatea e a ta. Ceilalți din jur n-au nicio contribuție.
Și dacă tu nu îți asumi această stare și nu consideri că trebuie să faci o modificare și că de tine depinde această modificare, nu o să ieși din acest stadiu. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile la sindromul burnout sau invers? Păi acum există, cred că, mai multe stadii. Bărbații lor, înainte, li se impuneau să câștige, de să fie stâlpul familiei. Stâlpul familiei, deci care să aducă această parte materială. Și erau mai predispuși. Și erau mai predispuși, sigur, pentru că trebuiau să facă față și, pe de altă parte, apare și această competiție, adică cât câștig eu, cât câștigi tu, vedeți că e foarte... ce mașină ai tu, ce mașină am eu, în fine. Acum au apărut și femeile în peisaj și femeile nu numai că competiționează între ele, dar competiționează și cu bărbații și efortul pe care îl face o femeie ca să intre în competiție cu un bărbat este mai mare decât dacă ar fi un bărbat, să spunem. Și sigur că au și ele, cele care muncesc în, și au și sunt foarte ambițioase, au această predispoziție de a dezvolta burnout. Dar încă o dată, personalitățile acestea foarte ambițioase sunt predispuse la a face dezvolta burnout și există niște cauze, deci pe lângă această muncă, care nici munca aia, nu orice muncă, acum să nu înțeleagă telespectatorii că orice fel de muncă poate produce burnout. Nu. La muncă trebuie să ai anumite condiții și anume să ai lipsa, să simți că ai lipsa controlului, adică că nu depinde de tine ce faci acolo prea mult. Absența recompensei, nu te laudă nimeni pentru ceea ce faci. Un mediu profesional acolo disfuncțional, vin ordine, ba de la unul, ba de la altul, nu știi pe cine să satisfaci în primul rând, și lipsa suportului șefilor care nu te laudă și nu ți punctează realizările pe care le ai. La noi e foarte, aici la capitolul ăsta este foarte, stăm foarte prost, adică șefii nu prea sunt educați ca să își încurajeze subordonații. Și mai există o cauză și anume cauza personală, pentru că e mediu și există organismul. Nu întotdeauna mediu solicită organismul, organismul răspunde în funcție de resursele personale. Și aici resursele personale care sunt? Copilăria, care cu cât este mai traumatizantă, lasă urme și atunci tu poți să ai această ambiție de a dovedi că ești ceva ca să compensezi frustrările din copilărie. Acest tip de personalitate, din aceea de a ajuta pe ceilalți, deci de salvator, în care te implici foarte mult emoțional în a salva oameni, chiar dacă ei nu vor să fie salvați. Și mai există cei care au, iarăși sunt predispuși, cei care au tendința de a se izola social, da, din diverse motive. Da. Doamna doctor Roxana Mischianu, am ajuns la finalul acestei prime părți din emisiunea noastră. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți alături de noi și să știți că vă reaștept cu tot dragul peste vreo 2-3 săptămâni. Mulțumesc pentru invitație și aștept să ne reîntâlnim. Da. Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane, în 2 minuțele revenim.